Bun găsit! O postură incorrectă a corpului poate duce la crearea unor dezechilibre sau deficiențe posturale, cum ar fi cifoza, lordoza și scolioza. Mai multe despre toate acestea vorbim astăzi cu Marian Obreja, kinetoterapeut. Bună ziua, bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am regăsit, mulțumesc mult pentru invitație! Cu mare drag! Vorbeam în ediția trecută despre postura corectă a corpului și dacă nu o avem, către ce deficiențe și afecțiuni duce această postură incorrectă? La ediția de dinainte am spus că există curburile anatomice și fiziologice corecte ale corpului. La nivel cervical există o anumită curbură lordotică, la nivel toracal cele 12 vertebre toracale descriu o cifoză, iar la nivelul lombar se descrie iarăși o lordoză, care este indusă de poziția bazinului sau articulației coxofemurale. Fiecare deficiență pleacă de la o anumită parte a corpului care nu a avut postura corectă sau de la postura incorrectă a corpului duce către toate cele trei despre care am amintit mai devreme. Postura incorrectă sau dezechilibrele create la nivelul articulațiilor din zonele respective duc la crearea acestor curburi accentuate. Să reamintim, ele există. Ele sunt anatomic și fiziologic corecte, însă atunci când se accentuează și creează dezechilibre la nivel articular și muscular, atunci ele devin o problemă și devin patologice. Haideți să le luăm pe rând ca să le înțelegem și noi mai bine. Dumneavoastră le știți, dar să le înțelegem și noi. Cifoza, apoi lordoza și mai la urmă scolioza. Da. Deci ce este exact și totul despre ea? Cifoza, după cum am spus, se creează la nivelul părții trunchiului, părții cutiei toracice sau partea toracală a coloanei vertebrale, care conține 12 vertebre. Așadar, ea constă în accentuarea acestei curburi sau crearea unei cocoașe, dacă vreți, accentuate. Dacă nu am avut o poziție corectă, da? Deci evident, nu am stat corect la birou, la masă sau unde am stat noi. Poziția corpului nu a fost corectă și duce la această deficiență. La această deficiență. Principala cauză este poziția centurii scapulo-humerale, dar și a întregii zone cervicale. Poziția capului este determinantă pentru poziția sau pentru biomecanica întregii coloane vertebrale. Un cap înclinat în mod excesiv duce tocmai la crearea acestei curburi în mod accentuat. Și de aceea prima grijă trebuie să fie poziția capului, care să fie în rectitudine cu coloana vertebrală cervicală și care să nu fie înclinat prea mult anterior pentru a nu duce centrul de greutate în afara punctului de sprijin. Deci dacă capul nu este poziționat corect alături de poziția corpului, putem să formăm această cocoașă, cum ziceți dumneavoastră, adică cum spunem noi popular, da, că dumneavoastră îi spuneți cifoză, nu? Da. Bun. Și haideți să arătăm. Deci nu așa, da? Nici așa. Trebuie să fie așa, poziția corectă. Exact. Poziția corectă este cea în care există un echilibru muscular între partea anterioară a toracelui, respectiv mușchii pectorali, care trebuie întinși, și musculatura spatelui, anume ridicătorul scapulei și toți cei trei trapezi care corectează poziția spatelui. Anume, partea din spate a musculaturii trebuie să se contracteze periodic și să mențină o tonicitate astfel încât
omoplații să se apropie între ei, să nu se depărteze și să nu se ridice nici de pe, cutia toracică, umerii să fie ridicați, nu lăsați. Adică nu așa. Nu așa. Nu este o poziție corectă. Nu este o poziție corectă. Se cunoaște, evident, tot la, prin crearea unei tensiuni la acest, la acest nivel. Între claviculă, omoplat și toată articulația aceasta și chiar și la nivelul sternului. Și de aceea această poziție cu umerii lăsați este vicioasă. La fel, umerii aduși în față anterior, adică la fel creează un dezechilibru, după cum v-am spus, la nivelul musculaturii spatelui. Și dacă stau exagerat de dreaptă? Iar exagerat de mult, evident că, unu, musculatura nu poate suporta o atitudine permanentă de îndreptare sau exagerată și de aceea trebuie să existe un echilibru muscular la nivelul acesta. Nu trebuie uitați așadar mușchii din spate. De ce ei permanent sunt într-o atitudine relaxată? Pentru că centrul nostru de greutate evident merge înainte, asta o știm, și atunci ei trebuie să intervină să corecteze permanent, permanent postura. Și poziția pentru scris? Aș fi vrut să ne arătați un pic. Cum este corect? Atât pentru cei mici, cât și pentru adulți. Dacă așa este poziția corectă de stat drept? Este, da? Este o poziție corectă. Dacă mă aplec, trebuie să mă aplec, nu? În momentul în care scriu un pic, să-mi înclin corpul. Da. Sprijin mâinile pe birou, trebuie să fie la nivelul... Trebuie să fie la nivelul cotului sprijinul, da. un pic lateral față de, față de corp. Și... ar fi bine dacă biroul ar fi un pic înclinat. Dacă vă mai aduceți aminte cum erau, cum erau băncile de școală. Da, când eram noi elevi, da. Exact, aveau un plan înclinat astfel încât să nu fie nevoie să ca copilul să se aplece, ca privirea să-i cadă perpendicular pe foaie, ci avea... Să stai cât mai drept. El putea sta rezemat de bancă, astfel încât planul să-i fie perpendicular pe privire. Și acum, cum să facem? Cum să-i sfătuim pe cei mici dacă băncile, birourile sunt cu planul drept? Evident că trebuie să se încline înainte, însă nu trebuie să abuzeze. Trebuie să aibă mereu sprijinul coatelor, ca tensiunea și greutatea corpului din partea superioară să fie preluată de un punct de sprijin. Adică ne sprijinim pe coate, da. Și spatele și trebuie să rămână drept. Și spatele înclinat după înclinat cum este după, nevoia. Da? Deci aici exact, să avem centru de greutate. Pe antebrațe, da. Și ne aplecăm puțin, da? Ne aplecăm. Fiecare cum scrie, în dreapta, da. Stânga. Evident, da, da. Foarte bune sfaturile de noastră, pentru că, uite, chiar nu am ținut minte treaba cu biroul și mi-ați amintit dumneavoastră acum, într-adevăr, așa era, înclinat biroul și banca de la școală și ne ajuta, iată, să avem privirea cât mai corectă și poziția corpului. Acum trebuie să ne adaptăm, nu avem încotro, da. Însă iată cât de importantă este poziția corectă a corpului. Mai ales la vârsta fragedă, când se formează toată osatura, articulațiile și așa mai departe, dar și reprezentarea corticală a poziției corecte. Am vorbit despre cifoză, lordoza. Lordoza este a doua curbură, coborând din partea toracală mai jos, în partea lombară. Cele 5 vertebre lombare sunt foarte mari, sunt voluminoase, însă atunci când există o cifoză sau o curbură cifotică avansată, atunci coloana vertebrală lombară vine să echilibreze biomecanic forțele și merge înainte. Deci, o cauză poate fi cifoza, care induce lordoză pentru a echilibra biomecanic atât centrul de greutate, cât și nevoia coloanei vertebrale de a se susține,
Dar o a doua cauză mai este supraponderabilitatea la nivel ventral. Iar ați atins un punct important. Da. Și să ne oprim aici un pic, să detaliem cu ce vine la pachet această greutate. Greutatea mai mult decât normală, care se concretizează în depuneri de grăsime la nivel ventral, este o depunere toxică. Și în momentul în care aceasta sporește, evident că centrul de greutate se mișcă mult înainte. Drept echilibru sau contracarare a acestuia vine coloana toracală care merge în față și lucrul acesta o face pentru a nu crea un dezechilibru la nivelul sprijinului coloanei vertebrale. Iată cât de important este aici ce consumăm, da, dacă facem sport sau nu, ce greutate avem, pentru că chiar dacă avem o postură cât de cât corectă în tot ceea ce facem, iată că greutatea mai mare decât ar fi normal ne duce către această deficiență sau către aceste deficiențe. Evident, pentru că odată depunerea de grăsime pe mușchiul drept abdominal, evident că îl îngreuiază, nu poate să se contracteze corect și să mențină o atitudine posturală corectă. Apoi, excesul de greutate duce către accentuarea curburii lordotice și de aici apar celelalte probleme. De la lordoză se merge către discopatie, ba chiar herniere a discului vertebral și așa mai departe. Aceste două deficiențe despre care ați amintit sunt nu doar de la greutatea corporală, ci și dacă duci tu o greutate. Exact. În momentul în care nu mai există congruența între discurile vertebrale, anume discul vertebrei supraiacente trebuie să fie congruent cu discul superior al vertebrei subiacente. Ca și să, mai pe înțelesul nostru. Adică echilibrul între vertebrele care alcătuiesc coloana lombară trebuie să fie foarte bune. Și cum să facem noi acest lucru? Adică la ce trebuie să fim atenți? Trebuie să fim atenți la partea musculară, în primul rând. Dacă vedem că ne doare spatele din cauză, că avem o contractură exagerată la nivelul coloanei lombare, înseamnă că trebuie să tonifiem partea anterioară pentru ca să putem să echilibrăm și să aducem curbura lordotică lombară la nivelul ei fiziologic normal. Dar atunci când știu că de obicei coloana lombară se formează, curbura lombară se accentuează și din cauza greutăților purtate la muncă sau în alte părți, atunci trebuie să fim atenți la ceea ce am spus, la echilibrul muscular. Adică să am echilibru în ambele mâini? Nu este vorba doar de lucrul acesta, aici vom merge când voi vorbi despre scolioza. Dar aici este vorba despre tonifierea mușchilor anteriori față de cei posteriori care sunt deja foarte contractați. În momentul în care ridicăm greutăți, întotdeauna facem lucrul acesta ridicând spatele. Și atunci toată musculatura spatelui devine excesiv de contractată, ceea ce induce această curbură exagerată lombară și evident crearea unor discrepanțe la nivelul discurilor vertebrale. Asta înseamnă că odată trebuie să dăm jos
adunarea de grăsime care încetinește lucrul musculaturii abdominale și să mai mult să fortificăm musculatura abdominală. Și greutățile le ridicăm cu spatele drept? În principiu, majoritatea ridică greutățile folosind coloana lombară, de aceea se ajunge la acest dezechilibru. Însă, biomecanic, normal este ca atunci când ridicăm ceva de jos, sprijinul să îl folosim pe genunchi. Adică, păstrăm spatele drept, da, ridicăm cu mâinile de jos, folosind genunchii. Asta înseamnă că nu forțăm coloana, ci lăsăm greutatea pe oasele care pot purta mult mai multă greutate decât fragilele vertebre. Bun, haideți să trecem și la scolioză. Mai avem doar 8 minute să reușim să vorbim și despre ea. Scolioza de obicei se induce prin crearea unui dezechilibru la nivelul articulației coxofemurale sau a bazinului. Atunci când avem o atitudine, cum se zice, șoldie, când nu există echilibrul acesta dintre partea dreaptă și partea stângă, piciorul drept și piciorul stâng, evident că se induce un dezechilibru în articulație. O articulație este mai solicitată, cealaltă poate mai menajată. Și aici lucrurile coboară mai jos, pentru că nu punctul de sprijin în definitiv este glezna și piciorul, de aceea articulațiile care alcătuiesc membrul inferior, anume glezna și genunchiul, trebuie și ele să fie într-o stare corectă și sănătoasă. De aceea o problemă de genunchi induce acest dezechilibru la nivelul bazinului. Și implicit, atunci, pentru a echilibra rectitudinea corpului, coloana vertebrală realizează o curbură spre a echilibra. Atunci apare scolioza, când curbura deviază într-o parte sau în cealaltă, echilibrând astfel problema de la nivelul bazinului. Scolioza poate să apară dacă ai o problemă la genunchi, la gleznă, da, la spate, la abdomen, deci peste tot, nu? Da. În toate aceste puncte. Pentru că coloana fiind cea care repartizează greutatea atât la nivelul membrelor, dar care suportă toată cealaltă greutate a corpului, cât și sarcinile de peste zi, evident că există o unitate între toate aceste articulații. După cum am spus data trecută, aparatul neuroartrochinetic este evident format din toate aceste lucruri. Mușchi, oase ca și pârghii, articulații și așa mai departe, ligamente. Deci, o deficiență sau o durere la nivelul genunchiului poate induce probleme la trenul superior. Se înclină bazinul într-o parte sau în cealaltă și atunci coloana, pentru a compensa, creează o curbură cu convexitate, fie pe dreapta, fie pe stânga. Atunci, de obicei, curbura convexă există pe partea unde dezechilibrul la nivelul șoldului este pe partea inferioară. Adică atunci când șoldul se lasă mai jos de partea dreaptă, atunci se creează curbură convexă pe partea dreaptă a coloanei vertebrale și postura ne va fi în dreapta, în stânga.
pentru a compensa. Am înțeles, în stânga, da. Pentru deci a compensa. Partea cealaltă. Da, pentru a compensa și centrul de greutate și punctele de sprijin. Cum putem să rezolvăm această problemă? Cum putem să o prevenim? Dacă putem să folosim specialistul kinetoterapeut ca să ne ajute în această problemă? Tocmai pentru aceasta există cabinetul de kinetoterapie, pentru a depista aceste deficiențe posturale din timp și a le corecta prin echilibrarea musculaturii, după cum am spus mai devreme, și prin redarea mobilității articulației, astfel încât să nu se creeze deficiențe. Evident că pe partea cealaltă, atunci când problema în articulație este mai gravă, intervine medicul reumatolog, ortoped și așa mai departe. Vin oamenii din timp la dumneavoastră sau vin deja când este puțin târziu? La noi trebuie să recunoaștem cultura aceasta nu prea există, nu este răspândită în rândul oamenilor și de aceea, nefiind atenți la aceste dezechilibre posturale, se menajează, se accentuează problemele și atunci vin de obicei când problema devine dureroasă. De aceea eu trebuie să recunosc, făcând multă vreme practică la cabinet în Franța, atât la cabinet de kinetoterapie, cât și la clinică și la casă de bătrâni, am văzut această diferență. Faptul că în Franța există un anumit respect față de postură, atenție permanentă la la postură și la apariția anumitor dezechilibre sau probleme și ei vin și se educă permanent. La noi însă durerea este singurul impuls. Mai tragem aici un semnal de alarmă. Poate încet, încet venim mai devreme la specialist și nu mai ajungem la probleme complicate. Da. Am observat că sunt tineri sau copii care pe o parte a tălpii calcă un pic mai accentuat în interior sau în exterior și încălțarea, încălțămintea se cunoaște, se deformează. Tot de la coloană vine și această problemă? Vine mai ales de la, cred că, reprezentarea deficientă a mișcării, a învățării mersului. Dacă el a fost, ca și copil, menajat și nu i s-a corectat mersul, atunci el a rămas cu această reprezentare deficitară la nivelul cortexului și crede că mișcarea de mers are sprijin numai pe exterior sau pe interior și atunci își creează un tipar. Dar el poate fi corectat, evident. Dacă este nevoie de încălțăminte ortopedică, dar în principiu trebuie învățat mersul corect, adică bază de sprijin normală, nu lărgită, pentru că în general acest mers cu deficiență apare atunci când se schimbă baza de susținere. Fie este prea larg la nivel sagital, adică la nivelul distanței dintre picioare, dar și la nivelul pasului. Trebuie educat pasul astfel încât să fie echilibrat, să fie egal și rularea, adică toate etapele mersului, să fie îndeplinite corect. Atingerea cu călcâiul, rularea pe talpă și desprinderea, acestea trebuie educate. Și se pot face pentru și acasă sau se poate face și acasă, evident, după ce mai întâi trece pe la câteva cineva ședințe care să-i arate, da, evident. Da. Pentru că, în general, deprinderea acestor etape a mersului se face mai greu și trebuie
insistență pentru a se putea... Și până la ce vârstă putem să corectăm? Putem să corectăm și la un adult sau deja este prea târziu? Se poate corecta și un adult, însă evident mărind numărul de ședințe, insistența și așa mai departe. Însă la un copil este mai ușor să-i modifici tiparul mersului. Mulțumesc tare mult și pentru aceste sfaturi din cadrul ediției de astăzi. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii și pe Mulțumesc alte subiecte. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Dragii mei, ediția de astăzi se încheie aici. Vă doresc o seară frumoasă, liniștită și să fim sănătoși!